Salutări din Westeros! Numele meu este Marius și pentru cei ce încă nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți analize și discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, precum și recenzii la filme sau seriale. Dacă vă place, nu uitați să hit subscribe. Astăzi stăm de vorbă despre episodul 1 din sezonul 7, iar dacă nu l-ați văzut încă, închideți clipul aici și reveniți după vizionare. Într-un final, așteptarea a luat sfârșit și suntem din nou în plin sezon Game of Thrones și pentru că avem multe de discutat, haideți să nu mai pierdem timpul și să începem. Respectând aproape o tradiție a episodului 1, sezonul 7 începe cu un cold opening, adică o scenă înainte de generic. Singurele două sezoane ce nu au respectat această regulă sunt sezonul 2 și 6, iar în 6 am avut episodul cu The Hound, ce a avut la de asemenea un cold opening. Per total, episodul prezintă peste 20 de scene cu subiecte diferite și probabil pentru prima dată în istoria serialului îi avem pe aproape toți protagoniștii rămași în același episod. Acțiunea începe la doar câteva zile după ce le-a întâmplat în episodul 10 al sezonului 6. Ne dăm seama pentru că acest al doilea banchet la gemeni are loc într-un interval de 2 săptămâni. Îl vedem pe Walder Frey, aparent încă în viață, dar ne dăm imediat seama că de fapt este Arya, aflată încă la gemeni după uciderea lui Walder. Arya adună toți membrii familiei Frey pentru un ospăț, ce se transformă rapid în inversul Nunții Roșii. Vinul este otrăvit, iar discursul Ariei este extrem de bun. Atâta timp cât trăiește un lup, oile sunt în primejdie. Motivul pentru care Arya lasă femeile în viață este pentru a transmite mai departe mesajul către exterior. Așa cum Tyrion îl lasă pe stăpânul sclavilor să plece, tocmai pentru a ceilalți să afle. Totuși, Arya nu-și divulgă identitatea. Pentru prima dată în generic avem și Dragonstone-ul și Old Town-ul, iar în Winterfell, lupul este din nou stăpân. Urmează o scenă, 2, menită să ne amintească de faptul că armatele White Walkerilor înaintează, încet și sigur. Iar numărul lor este crescut față de tot ceea ce am văzut în precedență. Pentru prima dată, The Night's King nu mai este însoțit de doar 3 walkeri, ci de cel puțin 7, iar asta doar în cadrul pe care îl vedem. În plus, pentru prima dată, vedem whites giganți. Asta presupune că la un moment dat, există potențialul de a vedea 10, poate chiar sute de White Walkers. Urmează scena 3, pe care nu cred că să-și place cineva să o vadă atât de repede. Bran și Mira ajung la zid, iar Ed le deschide. E clar că Bran își petrece din ce în ce mai mult timp în lumea copacilor și că devine din ce în ce mai înțelept, fiind evidentă diferența dintre tânărul impetuos al sezonului 6 și acest călugăr gânditor. Mi s-a părut puțin forțată viteza cu care Ed îl crede pe Bran, deși nu înțeleg de ce. Cred că ar fi fost loc pentru o conversație destul de interesantă între cei doi, dar aparent producătorii au considerat că este nenecesar. Discutăm mai mult pe tema asta la sfârșit. Ni se confirmă că poarta din trailer nu este poarta la Castle Black, dar fiindcă aceasta nu are țepii prezenți pe poarta din trailer. De asemenea, în scenă mi-a plăcut foarte mult cum a jucat întreaga fază Mira. Mi-a plăcut cum a reușit să transmită sentimentul de disperare, dar și de eliberare, odată ajuns la zid. Evident, urmează întrebarea pe care toți o avem acum. Păi și dacă Bran trece de zid, se strică magia zidului? Posibil, dar totuși sper că nu. Sper că povestea nu este atât de simplă. Sper că cel mai mare pericol, punctul culminant, conflictul major al acțiunii, noaptea cea lungă, să nu fie datorată unei mini greșeli. Ar fi extrem de păcat ca motivul, ca singurul motiv pentru care zidul să cadă să fie Bran. Între toate cunoștințele lui, tocmai ce a scăpat acest mic detaliu, hei, nu trece de zid, ar părea destul de ieftin ca regele nopții să fie mobilizat în așa un număr mare, în speranța că poate dă Dumnezeu și Bran trece zidul. Păi și dacă îl prindeau whites când au fugit din peșteră, ce făceau White Walkeri? Plecau liniștiți acasă? Ajungem la Winterfell, unde intrarea în cadru o face Davos, iar scena apare de asemenea imediat succesivă scenelor din episodul 10 din ultimul sezon. Îi avem în încăpere și pe Littlefinger, Sansa, Brienne, Podrick, etc. Lipsesc câțiva actori, dar cred că putem trece cu vederea asta. În mare, toți sunt în aceeași poziție, iar Jon tocmai ce punctează unul dintre subiectele de legătură dintre liniile narrative, ce vor urma, și anume Dragonglass-ul. Din nou avem câteva momente de dialog ce nu aduc neapărat beneficii povestirii, ci mai degrabă par a fi puțin forțate, pentru a oferi Lyannei Mormont un nou moment de badassery care noi să ne conectăm și care să-l facă pe Lord Glavă să pară nenorocit. Începând din acest punct, episodul începe să devină pe alocuri dificil. În ce sens veți întreba? Ei bine, din acest punct, cu mici excepții, avem un glorified exposition marathon, adică multe dintre dialoguri par puțin forțate pentru a ne oferi cât mai multe informații în mod rapid despre ce a fost și unde mergem. Jon spune lui Thormund unde l-au văzut ultima oară pe The Night's King, de parcă Thormund nu a fost cu el acolo, după care îl trimite la Eastwatch by the Sea, cel mai estic avampost al zidului.
Încă o dată, Lord Glover pare a fi un fel de perete de care Liana și Thormund să arunce o minge de glumă pentru a livra un mesaj, dar e ok, trecem peste asta. John spune apoi o replică ce are câteva implicații. El spune, dacă trec de zid. Aparent, John nu știe sau cel puțin nu crede în puterile magice ale zidului, ceea ce este cel puțin bizar în acest context. Totuși, chiar și dacă știe, se pare că nu are mare încredere în ele. Evident, cel mai bine este să te pregătești pentru ce este mai rău, dar nu auzim pe nimeni să spună, hey, the wall is still there. Urmează o scenă de conflict între Sansa și Jon, ambii reafirmându-și poziția. Jon, cel ce împacă, Sansa, ceea ce vrea să își afirme și reconfirme poziția de non-victimă în noua ordine a Nordului. Disputa este pe poziția lui Jon în privința așa-numiților trădători. Deși aparent îl face să pară slab prin faptul că iartă, de fapt, această poziție întărește fundația de conducător drept și cinstit în fața celorlalte case. Dialogul dintre Sansa și Jon pare cu siguranță dificil pentru Jon, doar că nu îl afectează în mod direct ca și lider. Poate superficial există niște efecte, dar nu pot fi decât minore. Scena are menirea de a o poziționa pe Sansa ca și alternativă viabilă în fața Nordului. Jon de o parte ca și unificator ce privește spre viitor, iar Sansa ca și tradiționalistă înrădăcinată în vechile metode. Unele dintre case ar putea crede că da, trădarea trebuie pedepsită și ar susține poziția Sansei. Doar că, de fapt, singurele case ce ar putea cu adevărat să fie vehemente în această privință sunt cele ce au răspuns chemării în sezonul 6, iar acestea sunt foarte puține și deloc puternice, vorbind de casele Mormont, care oricum îl susține pe Jon, Maesen și Hornwood. Restul nu ar putea să declare în niciun fel împotriva Karstark sau Umber, pentru că nici ei nu au fost acolo. Ar putea spune, hei, au greșit, dar și noi am greșit. Așadar, conflictul Sansa vs. Jon nu are baze solide, în sensul de putere a conflictului. Mai degrabă e vorba de un get to know each other. Sansa controlează oarecum armata din Vale, dar pe aceasta o are invariabil de alegerul lui Jon, iar Jon deține Nordul invariabil de opiniile Sansei. Practic, scena are un singur obiectiv, și anume să ne arate că Sansa și Jon nu sunt mereu de acord, lucru pe care îl înțelegem și mai departe în următoarea scenă, din discuția directă dintre cei doi. Mi-a plăcut faptul că Jon s-a maturizat și este acum hotărât și sigur pe deciziile sale. Dacă în urmă cu un sezon încă ar fi avut nevoie de opinia comitetului și de acordul mulțimii, acum Jon este în sfârșit liderul decis și răspicat. Îi iartă pe atât pe Karstark cât și pe ambas, iar scena se mută cu un dialog intim între el și Sansa. Această scenă în care Sansa vorbește cu Jon pe zidurile din Winterfell, deși aparent are ca menire să aprofundeze aparentul conflict dintre Sansa și Jon, de fapt ne arată cum Jon trece de la știu exact ce am de făcut la s-ar putea ca Sansa să aibă dreptate. Ce vedem de fapt este un moment de unificare în care suma celor doi este clar mai bună decât oricare dintre ei. Un moment de apropiere reală. Dacă Jon este The Eternal îmbufnat, ce vede doar alb și negru, e bine, Sansa are rolul de a aminti că griurile sunt mult mai mult, iar cei ce refuză să le vadă sunt mereu în pierdere. De asemenea, se conturează această imagine a cunoscătorilor lumii. Sansa știe sudul, Jon știe nordul. Există din nou o replică cu referire la zid, indicând încă o dată bazele pe care le punem în zid, ce inevitabil va cădea. Sansa spune, avem un zid între noi și regele nopții. Urmează o replică din partea lui Jon către Sansa, legată de admirația Sansei către Cersei. Acest moment este reversul replicii pe care Sansa i-a dat-o cu privire la prostia lui Ned și Robb și nu trebuie privită cu mai multă importanță. Din nou avem o rebalansare a pozițiilor, iar non-negarea Sansei în privința lui Cersei demonstrează maturitatea acesteia în ceea ce privește situația. Ea este conștientă că Cersei este și va rămâne o sursă de inspirație pentru ea. Ajungem în King's Landing, aparent la fel ca în scenele precedente. La foarte puțin timp după ajungerea lui Jaime, pare chiar poate prima conversație pe care cei doi o au, căci Jaime, aparent, nu știe absolut nimic despre complotul caselor sau despre cele întâmplate cât timp el a fost în Riverlands. Replica lui Cersei, îți este frică de mine, precum și răspunsul lui Jaime, pun multe despre situația în care se află cei doi. Incertitudinea emoțională ce totuși este contrabalansată de trecutul comun. Un început de ruptură ce până cu ceva timp în urmă era imposibil, dar care devine din ce în ce mai evident pe zi ce trece. Acuzele lui Cersei ce urmează nu sunt deloc de ajutor. Fața lui Jaime spune multe despre asta. Urmează o nouă replică puțin forțată. Cersei întreabă unde vor debarca Daenerys și flota sa, iar Jaime, foarte convins, deși abia ce a aflat despre situație, spune Dragonstone. Dar acceptăm și asta.
Urmează conversația în care Jamie explică lui Cersei de unde pot lua hrană pentru armatele lor. Iar asta presupune un setup pentru următoarele bătălii în care probabil armata Lannister va ataca Highgarden. Urmează micul discurs cu enemies here and there, amestecat cu puțin exposition să ține minte cine e, unde e. Dialogul următor ne arată încă o dată că cei doi încă se completează pe anumite aspecte. Cersei uneltește, iar Jamie execută. În întreaga scenă, Jamie pare a fi agresiv-pasiv, puțin supărat, provocator și dezamăgit de Cersei. Nu doar că nu-i cântă în strună, ba mai mult, o lovește moral prin epicele sale, de parcă ar vrea să o aducă cu picioarele pe pământ. Incredul la răspunsurile acestea. We look like the losing side, queen of three kingdoms at best. Cei doi acum au o conversație în care își expun motivele și clarifică intențiile, iar asta încă o dată îi face să realizeze diferențele dintre ei. Jamie își dorește familia, liniștea, dragostea, binele, iar Cersei nu își dorește decât puterea și coroana. Își dorește familia, dar valoarea acesteia, nu familia în sine. Replica lui Cersei față de Tommen este cea care adaugă încă o fisă în sacul lui Jamie, pe care scrie: am nebunit, soră mea. Toate acestea, Jamie, care are ca valoare absolută familia, este încă dedicat. Urmează o scenă cu flota lui Euron, Jaime și Cersei continuă să se contreze, iar Cersei devine din ce în ce mai mult regină în fața lui Jaime și mai puțin parteneră sau soră. Scena din Sala Tronului este extrem de interesantă, ca și construcția dialogului, precum și a încadrării. Euron este în control de plin. Jaime și Cersei par slabi și mici în comparație cu Euron, ce deține controlul aproape complet pe întreg parcursul discuției. Deși Jaime îl atacă și încearcă să-l provoace, Euron rămâne fidel misiunii sale. El vrea coroana și nu ocolește subiectul deloc, fapt ce îl înfurie pe Jaime. Deși Cersei pentru moment pare să preia controlul, balansul cade imediat înapoi în dreptul lui Euron când Cersei îl acuză că și-a omorât propriul frate, iar Euron îi răspunde că trebuie să încerce și ea. Din nou, Jaime trage speranța că Cersei își va reveni, dar șansele sunt minore. E clar că ne se pregătește o mare, mare ruptură între cei doi. Urmează un montaj aproape Guy Ritchian, avându-l ca protagonist pe Sam, menit să ne arate irosirea timpului în cazul său. Deși de fiecare dată reușește să ajungă într-o anumită latură a librăriei, a bibliotecii, ce conține, fără că el să știe, informații relevante pentru înfrângerea regelui nopții. Am încercat să-mi dau seama ce anume se vede în această imagine, dar nu reușesc să înțeleg. Probabil este un sistem planetar ce are explica irregularitatea iernilor de pe Planetos. Urmează speculație totală, așa că scoateți puțină folie de staniol și haideți să vedem. Pare că în jurul Soarelui ar exista 5 planete diferite într-un sistem solar intern, iar Planetos, planeta pe care se află Westeros, ar fi undeva mai departe de aceasta. Ideea fiind că pe rând aceste planete trec prin fața Soarelui, ce aparent este de dimensiuni reduse, iar de fiecare dată când acestea trec prin fața lui Planetos, este parțial tras în câmpul gravitațional acestor planete și în plus este cuprins de o eclipsă, fie parțială, fie totală. Explicând astfel lungimile aparent irregulare ale iernilor, precum și lungimea lor la fel de aparent random. Sau poate este doar un desen random și eu încerc să-i dau prea mult sens. Totuși, ideea ar fi bună, ar funcționa. După montaj, vedem că Sam mai face și alte sarcini la citadelă. Îl vedem asistând un Archmaester, cel mai probabil Ebros, Archmaesterul medicinii. Iar discuția dintre ei ne clarifică poziția maesterilor față de restul populației și față de reguli. Regulile sunt făcute pentru a fi respectate. Ești maester, poți citi cărțile, nu ești, nu poți. În plus, maesterii nu se vor amesteca în lucrurile oamenilor, ei sunt prezenți doar pentru a consemna, nu pentru a face. Din păcate, scena ne oferă imaginea clară asupra situației. Gravitatea la care ne-am așteptat cu toții nu există. Noi speram toți ca Sam să dea alarma și întreaga citadelă să sară să susțină, să devină imediat susținătorii și apărătorii omenirii, să trimită corbi în toate colțurile și toate armatele să se unească împotriva dușmanului comun. Speram ca Sam să primească tot sprijinul din lume. În schimb, primim cu totul altceva. Primim o reacție normală, umană, cinică. Ce ar face orice om de știință, de fapt orice om, când un individ vine și spune tuturor că a văzut morții umblând și că există niște oameni răi făcuți din gheață? Mai ales știind că toate astea sunt legende fără niciun fel de dovadă. Cine l-ar crede? Cine l-ar urma? Ebros, în schimb, încearcă să-i explice lui Sam normalitatea situației. Mai mult, chiar îl crede. Doar că în ciuda acestui fapt, Ebros se mai bazează pe ceva, pe știința citadelei, pe faptul că evenimentele importante se întâmplă mereu și că în ciuda aparenței apocalipse, lucrurile, lumea, normalitatea, înaintează la fel ca întotdeauna. Ordinul maesterilor există pentru cunoaștere, nu pentru a lua partea unuia sau altuia.
Ei sunt diferiți, ei sunt ceilalți. Ei doar consemnează fără a participa. În plus, cum spune Arcmeisterul, există zidul. Au mai existat ieri și toate au trecut, iar zidul a rămas. Dacă acești White Walkers există, oricum ar fi, orice ar fi ei, nu pot trece de zid. Din nou, nu-l poți condamna, căci toate dovezile indică spre această direcție. De mii de ani, zidul e acolo și nimeni nu l-a trecut. Întrebarea pe care ne-o punem acum este, în schimb, de câte ori s-a mai întâmplat? Cu siguranță, în parcursul miilor de ani, au mai existat rapoarte din nord către citadelă cum că ar exista White Walkers, doar că nu știm câte dintre ele pomeneau și o armată cu mii și mii de morți. Avem din nou un moment eroic pentru Sam, căci din nou dă dovadă de curaj și, în ciuda lipsei de ajutor, decide să fure cărțile pentru a putea învăța cât mai multe. Trecem din nou la Winterfell, unde avem o scenă relevantă pentru Sansa. În cazul în care cineva crede că Sansa este în orice măsură sub influența lui Littlefinger, această scenă este menită să demonstreze contrariu. În plus, ne arată că Sansa, deși imposibil de conceput în precedență, este acum pe picior de egalitate cu Littlefinger, în ceea ce privește istețime. Sansa este completă, este matură, iar Sansa ce a alergat după prinți nu mai există. Totuși, din cauza insecurității sale față de Jon, încă nu este capabilă să se elibereze de Littlefinger. Scena următoare este din nou cu Arya și de această dată cu Ed Sheeran. Este o scenă de personalitate și de exposition. În primul rând aflăm că Arya merge spre King's Landing și nu spre Winterfell, iar asta presupune că Arya își urmează lista, iar conform ultimei actualizări pe ea s-ar mai afla doar Cersei și The Mountain, asta conform episodului 3 din sezonul 6. Scena ne arată o Arya ce își măsoară dușmanii din priviri, parcă pregătind un atac. În schimb, aceștia se poartă cu ea cu cea mai mare ospitalitate. Acțiunile sale în privința lor ne vor spune dacă Arya este complet transformată sau nu într-o ucigașă fără remușcări. Urmează o scenă lungă cu Thoros, The Hound și Beric, în care avem o serie de informații relevante pentru episoadele ce vor urma. În același timp, vedem că The Hound este de asemenea într-o călătorie interioară, ajungând acum să fie aproape opusul personajului din urmă cu 3 sezoane. Călătoria interioară ce nu ar fi fost posibilă fără Arya, de aceea cred că rolul său este de asemenea de ancorare pentru aceasta. Cei trei ajung într-o casă undeva în nord, iar în casa respectivă găsesc două cadavre, pe care The Hound le va îngropa. Tocmai ca și punctare a acestei schimbări de caracter la care a fost supus. Dacă nu vă amintiți locația, casa la care cei trei ajung este aceeași în care The Hound și Arya au înoptat în episodul 3 din sezonul 4. Ocazie cu care Sandor l-a jefuit pe fermier. Să ne întoarcem totuși la părți relevante pentru episoadele viitoare. Sandor face o observație foarte interesantă. De ce îl învie lor pe Beric? Acesta nu este cu nimic special. Practic nu există motiv pentru a-l învia de fiecare dată. Lipsa unui răspuns din partea lui Beric, lipsa unei misiuni superioare conștiente, este o altă dovadă. Tot ceea ce credem noi, tot ceea ce știm noi, Azor Ahai, profeții și magia, totul este de fapt doar o interpretare și nimic mai mult. Și pentru că este Game of Thrones, după una caldă urmează una rece și iată cum Thoros îl pune pe Sandor să privească în flăcări și acesta vede și încă ce vede. Vede și el Eastwatch by the Sea. Vede locul în care se termină zidul și întâlnește marea, iar acolo este un castel. De asemenea, vede miile de morți ce trec peste un munte ce arată ca o săgeată. Așadar, când tocmai eram semi-convins că nu există nicio magie reală sau profetică, tocmai ce ne-am luat o gură plină profeție. Ciudat sau interesant că Sandor a putut citi flăcările la fel de bine ca Melisandre. De fapt, mai bine, noi știind că ea este printre cele mai bune din întreg ordinul. Dar trecem și peste asta. După cum spuneam, epilogul înmormântării este un moment de trecere pentru Sandor. E schimbat, e transformat, e alt om. Acum îi pasă. Îi pasă de oameni și nu de zei. Asta e diferența. Trecem în Old Town, unde Sam și Gilly citesc în cărțile pe care Sam l-a sustras din bibliotecă. Nu vă voi traduce acum tot ceea ce scrie în cele câteva pagini pe care le putem citi de pe ecran. Sunt câteva pasaje din A World of Ice and Fire și câteva elemente noi adăugate de scenariști. În principiu vorbește despre faptul că valirienii foloseau Dragonglass-ul în armele lor. Imaginea cu pumnalul pe care îl știm din sezonul 1 este probabil pus acolo pentru a crea context pe mai departe. Nu este neapărat ca acel pumnal să fie fix pumnalul Catspaw. Pare că Sam, prin carte, primește confirmarea că sub Dragonstone există foarte mult Dragonglass, fapt de care pămânise și Stannis, iar acțiunea sa succesivă este să-i scrie lui Jon. Probabil acesta va fi liantul întâlnirii Jon cu Dany. Urmează
O altă scenă de prezentare în care îl vedem pe Sam mergând pe coridoarele a ceea ce aparent este un fel de spital slash închisoare din citadelă. Și când ajunge în dreptul uneia dintre ele, primind confirmarea trailerului, cu mâna însângerată, ce aparține, bineînțeles, lui Jorah Mormont, ce întreabă dacă, cumva, Danny a ajuns. Asta ne spune că, de fapt, între despărțirea celor doi, a trecut destul de mult timp, chiar dacă noi nu am văzut-o pe ecran. Această scenă ne face trecerea spre Danny și mult așteptatul moment, clipa despre care vorbim încă din sezonul 1. Momentul apogeului pentru Danny, ținta misiunii sale, îndeplinirea sa. Danny se întoarce în Westeros, se întoarce pe Dragonstone, unde s-a născut, unde toți regii Targaryen au domnit la un moment dat, în locul pe care întreaga dinastie îl consideră sacru. Sunt 5 minute de liniște, nu există nici măcar o linie dialog. Totul este emoțional, solemn, este momentul ei, intrarea în curtea interioară, deschiderea porților, descoperirea sării tronului și a mesei mari. Iar în acest moment de tensiune emoționantă, când te-ai aștepta ca ea să savureze aceste clipe, să izbucnească poate în plâns, să dăm seama că Danny este din ce în ce mai mult adevărata mama dragonilor, Stormborn, the Dragon Queen. Nu există un repaus, există doar nerăbdare, misiunea, finalul ce se întrevede, începutul cât mai rapid. Shall we begin? Așadar, acesta a fost primul episod. Dacă ar fi să-i dau o notă, i-aș da un 8,5. Asta pentru că, deși trecerile de la o scenă la alta au fost impecabile și contextuale, deși am avut foarte multe personaje, cel puțin prezentate și vizual pe ecran, și mai ales prima scenă plină de fucking nerdgasm, din păcate pe parcurs am simțit o încetinire. Ba mai mult, am simțit că unele dintre scene au fost establishing moments, un fel de hai să ne amintim unde suntem și ce s-a întâmplat până acum. Nu a părut că este un episod după episodul 10 din sezonul 6. Mai degrabă a fost un episod safe între 10 din sezonul 6 și 2 sezonul 7. La modul că mă aștept ca 2 să fie net superior din toate punctele de vedere. Asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut. Din contră, l-am văzut de 3 ori. În schimb, cred că nu au vrut să riște, ca oamenii să nu mai țină minte ce, cine, unde, cum, când. În afară de asta, în schimb, loved it și abia aștept episodul 2. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper să lăsați și un like și un comment, să-mi spuneți ce v-a plăcut cel mai mult din episod și sper să dați și un share să afli și alții de canal. Următorul clip va fi analizat teaserului pentru episodul 2 și având spuse astea, nu rămâne decât să vă urez Happy Throning!